Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A apărut... Știți că există bancnote de 0 euro? Da, am eu multe. Sunt pline bancnote. Există fizic, da. Nu că avem 0 euro, există și există încă, adică sunt două bancnote românești de 0 euro. Știu că sună a glumă, dar așa este. Acum a apărut a doua, cu chipul lui Ștefan cel Mare. Pentru că au să-ți crescă salariul. Da. Nu e gratis asta, costă 21 de lei. Na. Și a fost lansată de Muzeul Național al Bucovinei. Se cheamă Euro Souvenir. Și se omagiază personalitatea domnitorului Ștefan cel Mare. Mie nu-mi place. Nu-mi place. De Ștefan cel Mare? Nu, sau? Ideea asta. Măi, este o idee nu inventată de ai noștri. Sunt bancnote care sunt tipărite cu toate, sunt autorizate de Banca Centrală Europeană. Și au elemente de siguranță, adică seamănă foarte bine cu bancnotele adevărate de euro. Astea sunt roz ca bancnota, cred că roz e aia de 500 de euro pe care nu mai produc. Da, da, de ce să-i dai valoarea zero? De ce nu-i dai valoarea 1 miliard? Pentru că sunt sub... Pentru că sunt... Ai vreo bancnote de miliard adică de euro? Bine, mă, cel Mare a fost un mare boss. Bine, mă, Bill Gates. Și s-o cumperi cu 21 de lei, a? Da. Așa o dai că a fost da. Zero. Nu, sunt bancnote suvenir, măi. Da, am înțeles. Cum mai scoate și Banca Națională, domnul Isărescu, din când în când mai scoate câte o medalie de-asta. Păi de-asta poți să înțeleg. O bancnotă de 20 de lei. Dar de ce am intrat noi în zona euro? Că nu suntem în zona euro. Aspirăm să fim. Aspirăm. Ce vezi, mă, de ce sunteți așa împotriva ideii? Nu înțeleg, nu vă place deloc. Nu, mă, bancnotele sunt foarte bune. Da. Deci 21 de lei sunt pentru colecționari. Se găsesc la magazinul de prezentare de la Muzeul de Istorie Suceava. Ai fost la Muzeul de Istorie Suceava? Nu. Ba da, am fost, da, de mult. Da, și începând de săptămâna asta vor putea fi cumpărate și de la standul de prezentare de la Cetatea de Scaun a Sucevei, care merită vizitată măcar o dată în viață. Bancnota e făcută într-o imprimerie acreditată, cum spuneam, are caracteristici de securitate, sunt și alte țări europene vând bancnote de euro. Tot de cu Ștefan cel Mare? Cu diverse simboluri naționale sau locale. Ah, okay. Adică italienii, de exemplu, au magazinele din Verona, bancnote de 0 euro cu balconul, cu balconul Julietei. Balconul Julietei. Pe care le vând cu 5 euro. Iar inițiativa vine din Franța. Citesc, creată de la Observatorius, creată în Franța ca bancnotă suvenir pentru locurile turistice, muzee și parcuri de distracții, bancnota de 0 euro a devenit din ce în ce mai populară, a devenit atât de populară încât este acum disponibilă dincolo de granița franceză, multe alte țări din Uniunea Europeană. Este un obiect de colecție foarte căutat, se vând rapid, deci dacă vreți bancnotă de colecție de 0 euro, mă rog, cu inflația asta încurești bancnota asta de 1 leu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.